Așteptăm astăzi. Da, salutare. Discutăm astăzi despre SEO ca un job al viitorului, de ce m-am regăsit în acest job și, în general, cu ce se ocupă un profesionist în domeniul dat. Ce este diferit în jobul ăsta, nu știu, de un job care nu e în fața calculatorului sau nu e într-un domeniu mai specific, să zicem, dar eu o să trebuiască să tot accept oameni. Eventual, Mihaela, dacă tu ai spus să te conectezi cu Solitea și să accepti tu. Good. Ca cum oricare dintre Mihaele, da. Cum ne stă bine tuturor, cred că ar cel mai frumos ar fi ca eu să mă prezint pentru cei care nu mă cunosc. Mă numesc Alina Hasnaș. Sunt în domeniul ăsta de 7 ani de zile. De 6 ani am fondat agenția Solitea. Ne ocupăm cu SEO ca serviciu, ca produs de bază. În afară de asta, pentru a obține rezultatele de care noi avem nevoie în SEO, noi ne-am dat seama că avem nevoie și de copywriting de calitate, și de prezență pe social media de calitate, și de un pic de gândire strategică, da? Și de PR, adică de activități de promovare a brandurilor pe portalurile din mediul online. Da? Și acum să trecem la nemijlocit la subiectul din seara asta, anume ce este SEO, cu ce se mănâncă el. Pentru cei care nu cunosc absolut nimic despre domeniul ăsta, eu o să încerc să explic cât mai simplist. Eventual, dacă sunt întrebări, scrieți, aprindeți microfonul, este în regulă. Deci SEO înseamnă optimizarea și promovarea site-urilor ca acestea să apară în topul lui Google când cineva caută un produs sau un serviciu. Să zicem că voi vindeți cafea, Bobby, da? Cafea de calitate bună, Bobby, la pack, da? Mare împachetat. Dacă cineva caută cafea Bobby în Google, site-ul vostru ar trebui să apară în top-uri, da? În top 5 site-uri care își fac apariția acolo în Google. Ca să ajungă acolo, uite, drumul spre top-uri este intermediat cumva de un expert SEO. Deci, respectiv, ce mai înseamnă SEO? SEO poate însemna importanță pentru un brand dacă tu ești un brand care apare într-adevăr în topurile alea, da? În top 5, înseamnă că tu ești un brand de încredere și ai o calitate superioară. Deci, deja îți oferă un oarecare statut ca brand. Vizibilitate, da? De ce zic că prezența în topuri îți oferă vizibilitate? Pentru că gradul de recunoaștere a brandului, el automat crește, da? Îl văd oamenii aici în Google, în top, pe diferite cuvinte cheie legate din nișa asta. După asta se mai face niște remarketing, niște marketing pe social media, un banner în oraș, deci toate astea ajută la gradul de recunoaștere al brandului. Vânzări, și asta cred că ceea ce vor antreprenorii de fapt, când în mod normal că e ceea ce vor antreprenorii, și anume dacă SEO este făcut în mod corect, el poate aduce o rată de conversie de circa 14,6%. Asta este o medie globală pe care am luat-o aici. Ca să înțelegeți diferența, de exemplu, dacă faci email marketing, da, trimiți promoții și oferte prin email, rata de conversie este sub 1%. Din social media poți obține o rată a conversiei de 3%. În schimb, uite, SEO de 14 ori mai puternic decât email marketingul. De ce? Pentru că oamenii deja știu că ei vor, nu știu, caută o saltea Chișinău, da? Ei s-au hotărât că vor sau caută saltea preț sau mobilă preț, canapea moale, canapea extensibilă, da?
Tot ce sau avantajul mare al SEO este de fapt oamenii atunci când caută în motorul de căutare, ei deja știu că au o problemă, știu că au necesități sau chiar vor să facă o achiziție. Și poziționarea în top îți asigură partea asta de trafic pe site. Deci, în 2022 pot să vă zic cu siguranță că doar 1% sau mai puțin de 1% dintre oameni ajung pe pagina a doua căutărilor Google, da? 99% de oameni nu se obosesc să stea pe pagina numărul 2 dacă din prima pagină au găsit ceea ce lor le trebuie. Așa. Să mergem mai departe. Deci, în Moldova, vorbim despre Republica Moldova, 37% din populație deja fac cumpărături sau plătesc facturi online, 691 de mii de oameni cumpără în online. La nivel global, un minut petrecut pe internet înseamnă circa 5,7 milioane de căutări și pentru Google asta înseamnă 433 de mii de dolari un minut, da? În Republica Moldova avem 36.000 de companii și 25.000 de site-uri înregistrate, deci ai cui faci SEO, ai cui vinde pe online, da? Și aici am vrut în continuare să vorbesc un pic și de Google Ads, pentru că se face un pic de confuzie, deci așa arată Google Ads, scrie anunț sau ad în engleză, deci asta este anunț plătit pentru care tu îi dai bani lui Google ca să ajungi acolo în topurile lui, da? Și tot ce apare mai jos, fără anunț, fără ad, deja este un rezultat din SEO, de care eu vă spuneam, de exemplu, cuvântul cheie aici este SEO Moldova sau ce aici caută oamenii în căsuța motorului de căutare. Deci, diferența dintre SEO ar fi că SEO își propune să îmbunătățească vizibilitatea unui site în rezultatele neplătite, adică în rezultatele organice, astea care natural apar acolo, da? Nesponsorizat. În schimb, PPC sau Google Ads este o ramură care își propune să aducă vizibilitate pentru un site pentru bani, da? Deci cât timp ai bani, cât achizi la Google, atâta timp ai vizibilitate. Se termină bugetul, nu mai ai vizibilitate, da? În schimb, SEO, tu muncești ca să ajungi aici în topuri și rezultatele astea sunt niște în care să menținși 2-3 ani, chiar fără să faci mari modificări la site, fără să mai lucrezi foarte mult la partea asta de optimizare. Relațiile dintre social media și SEO, m-am gândit să pun slide-ul ăsta aici pentru că probabil că pentru voi este mult mai cunoscut domeniul de social media, da, îl înțelegeți, cumva anotați în el. Practic, dacă vorbim din perspectiva unei afaceri, social media înseamnă user engagement, da, tu te conectezi cu clientul tău. SEM este domeniul care se ocupă atât de Google Ads cât și de SEO, deci este însăși prezența asta în Google, da? Asta pe care vă arătam eu pe slide-ul ăsta. Și SEO este anume prezența asta organică. Dar în 2022 deja ele nu le mai pot separa și spui că eu fac doar SEO pentru că SEO, uite, are rata de conversie de 14%, de 14 ori mai mult decât newsletter-le, decât e-mail-ul, da? De asta, însăși Google sau reprezentanții Google spun că... Salut! Și ne întârziat, eu am o seamă înregistrare. De asta și reprezentanții Google spun că semnalele din social media contează. Adică să nu vă gândiți că doar
doar ce facem noi ca expert SEO influențează rezultatele organice, influențează chiar și activitatea de pe social media. Cu cât este mai vizibil un brand, da? Cu cât are mai multe like-uri, share-uri, comentarii, follower, da? Ele tot contează pe partea asta de SEO. Chiar și o bună optimizare a paginii de social media tot vă poate aduce în rezultatul căutărilor în Google. De exemplu, dacă scriu cafenea Chișinău, da, s-ar putea ca un profil de Facebook bine optimizat să apară și el. Specificul de lucru este un pic diferit decât cu site-urile, da? Dar principiul sau logica e pe acolo, da? Deci, link-urile astea care se plasează în rețelele socializare, ele tot pot ajuta la SEO, da? Dar nu sunt egale ca și cum ar fi link-uri de pe alte site-uri, asta o să explic un pic mai departe. Deci, cum spuneam, dacă brandul vostru interacționează cu oamenii, asta o să influențeze și rezultatele căutării în Google, o spune un analist de trenduri de la Google. Și aici vine partea mai complicată. O să rog o leacă de focalizare pe ce-am eu de zis. SEO are două mari părți. Deci, ca să înțelegeți cu ce ne ocupăm noi, partea de on-page, partea în care noi lucrăm pe site, ne asigurăm că lucrurile sunt bune, sunt de calitate, sunt gândite pentru oameni. De exemplu, ce vă trebuie vouă când intrați pe un site? Vă trebuie ca el să se încarce rapid, ca el să nu fie plin de spam, ca, de exemplu, să nu fie niște reclame care te deranjează, care niște banere care îți sară în ochi, da? Dacă tu ai scris cafea Chișinău, să nu te duc pe un site care de fapt îți vinde cosmetică, da? Multe din regulile din SEO sunt un fel de bun simț, să zicem. În afară de astea, mai sunt și partea, de exemplu, cu erori 404, când voi aterizați pe o pagină și acolo spune content not found, da? Nu este deloc plăcut, n-ai găsit ce avea nevoie, da? Viteza de încărcare a site-ului le-am spus, nimeni nu stă să aștepte 10 secunde după un site, da? Meta-etichetele sunt rezultatele care apar în... Da, voi vedeți ecranul? Să vedeți numai prezentarea? Perfect, mersi. Deci, meta tag-urile sunt, de fapt, titlul ăsta care apare aici. Și meta descrierea este asta de mai jos. Deci, astea tot sunt customizabile, pot fi create de către expert SEO, da? Deci, astea contează la partea de lucru pe site, contează cuvântul cheie pe care pui link-uri. De exemplu, eu am un magazin care vinde cafea, da? Cuvintele pe care pun link-uri, de exemplu, aparat cu boabe, aparat cu capsule și așa mai departe, toate astea, de fapt, au și link-uri, da? Că ele sunt sub categorii din meniu, da? Dacă eu aici îmi folosesc cuvinte cheie, deci cât mai aproape de felul în care caut oamenii, cu atât mai bine o să fie pentru partea asta de SEO. Densitatea cuvintelor cheie înseamnă cât de des eu folosesc cuvântul meu cheie în pagină, da? Uitați-vă, aici este pus un text, ăsta este intenționat pus pentru partea asta de SEO, pentru că motorului de căutare îi place să fie text în pagină, deci pe lângă contentul ăsta ca produse, lui îi place ca cuvintele noastre cheie, ca virgulă, cuvintele noastre cheie să se regăsească într-un text, da? Într-un context potrivit, na, business-ului despre care vorbim.
Mai departe, redirecturile sunt, uite, de exemplu, dacă noi aterizăm pe o pagină 404, ar fi foarte bine ca ea din start să ne redirecționeze spre o categorie. De exemplu, dacă un produs nu mai este în stoc sau el a fost șters, o să se facă redirect automat la o categorie mai sus. De exemplu, în cazul la miscela rosa, da, să se facă automat, deschide toată categoria de cafea boabe dacă asta nu mai există. Asta este un fel de bun simț pentru utilizator, deci un fel de grijă față de utilizator. Sitemap este o pagină cu toate paginile site-ului, deci asta este făcut intenționat pentru ca Google să-l găsească, să-l citească. Schema.org, acum și arăt și este asta. Hai să scriem rețetă, nu știu, clătiți. Deci, schema.org este evaluarea asta. Steluțele astea care apar frumos aici, numărul de voturi, timpul de preparare, imaginea asta. Deci schema.org îmbunătățește felul în care îți apare site-ul în rezultatele căutărilor, da? Oferind un pic mai mult decât la concurenți, da? De exemplu, aici două au, patru, asta nu are următoarele. Bine, multe au pentru că în rețete, da, de obicei în gătit, se folosește schema asta. Oricum, salutare, o să fie înregistrarea de la video. Deci, partea de on-page, cumva noi ne asigurăm că folosim cuvintele noastre cheie, că nu dezamăgim utilizatorii care ajung pe site, că textele însăși pe site sunt bune, că există meta-etichetele astea care vă arătam eu că ele trebuie să fie asta titlu, valat pentru clătite, da? Și asta de mai jos este meta-descrierea. Robots text, de fapt, sunt pagini pe care eu nu vreau ca robotul, motorul de căutare să le ia la evidență și atunci eu îi spun că pagina asta, de exemplu, nu știu, hai să zicem pagina coș, da, sau pagina de intrare în coș, eu n-am nevoie ca ea să apară în rezultatele căutărilor și atunci eu o blochez de la indexare. Redirectorul, vă spuneam că ele sunt foarte bine atunci când un produs dispare sau când tu te-ai răzgândit. De exemplu, ai participat astăzi la această prezentare și ai înțeles că este foarte bine ca categorii, ca virgulă, categoriile, subcategoriile de site, numite cu cuvinte cheie, așa cum caută oamenii în mod natural în motorul de căutare. Și te-a apucat, în loc de aparate cu boabe, să scrii, nu știu, aparate cu boabe integrale, nu știu, zic. Da, tu ai schimbat, practic, adresa asta URL și când omul aterizează exact adresa asta, lui deja îi dă o eroare 404 pentru că, de fapt, tu ai schimbat în aparate cu boabe integrale, da, zicem. Și atunci tu trebuie să faci redirect, deci să trimiți omul de la linkul vechi, da? Asta cu boabe, la cel nou. Deci asta tot e o parte tehnică care trebuie făcută ca oamenii să ne dezamăgim. Spuneam că toate aceste erori, de fapt, dezamăgesc oamenii 404 sau erorile de server. Practic, cu adică ele sunt mult mai multe elemente care contează partea de site, da? Noi ne asigurăm că structura site-ului este corectă, link-urile în pagină, textele astea de care spuneam, descrierea de produs, da? Deci este descrierea scurtă, specificații, undeva trebuie să fie descrierea lungă. Ok, imagini că există, deci toate astea, butoanele că funcționează, pagina că se încarcă rapid, că există produse similare, asta este foarte, foarte important pentru SEO, pentru că tu practic pui link-uri de la un produs la altul, da?
faci trimitere cu link, eu l-am produs la alt. Și asta cumva îți pune puncte în ochii, motorului de căutare, pentru că tu ții omul cât mai ocupat la tine pe site, da? Tu îi menții atenție. Folosirea de breadcrumbs, adică însăși calea că eu să ajung la acest giga viva chic, îmi este arătată, da? Și eu nu trebuie să... Eu practic înțeleg exact unde eu mă aflu pe pagină, uite, categoria asta, categoria catalog, sub categoria aparate de cafea, sub categoria aparate cu boabe, da? Eu oricând pot să mă întorc un pas în urmă de unde am pornit. Asta tot este importantă, da? Însă și informațiile de contact, garanția, tot ce trebuie să fie pus la locul lui pe site, da, să arate bine, să arate informativ, să ajute omul practic care navighează pe site-ul meu, practic să-l îndemne să facă scopul pe care, pentru care a fost conceput site-ul, adică cumpărătura, da? Asta înseamnă SEO on page, deci se lucrează cu site-ul. Dacă categoriile astea nu sunt scrise corect, da, nu sunt intuitive, atunci ele se rescriu, se reface pagina, de exemplu, aici blocul ăsta alb nu este chiar ok, da? Site-ul ăsta trebuia gândit cumva diferit ca să nu existe partea asta albă. Partea asta, nu știu, descriere scurtă, descrierea lungă, eu nu văd. Partea, de exemplu, cu de ce acest text este subliniat, dar el de fapt nu e cu link pe online, dacă subliniez, asta înseamnă link, da? Deci la toate elementele astea lucrează expertul SEO împreună cu programatorul care a conceput site-ul ca să-l modifice. Foarte important este viteza de încărcare. Uite, site-ul ăsta ia vreo 4 secunde ca să încarce o pagină, da? Recomandabil este sub 2,5 secunde, adică deja ar putea să fie o mică problemuță. Ca să te clasezi sus de tot în rezultatele căutărilor, da? Asta este partea de on-page. Și există și partea de off-page care se întâmplă în afara site-ului. Adică, se există link-uri de calitate spre site-ul meu. Când spun link-uri de calitate pe site-ul meu, mă refer în primul rând alte site-uri să facă trimitere către site-ul ăsta venthouse.media, de exemplu, da? Când un site de știri vorbește despre hei, ți-ai băut cafeaua de dimineață, hai citește o știre, de exemplu, atunci pe cuvântul cafeaua de dimineață, da, să fie link spre site-ul ăsta. Astea sunt practic niște voturi de încredere pe care le oferă site-ul de știri site-ului Venthouse, da? Pentru motor de căutare astea sunt un fel de dovezi că brandul nostru este cunoscut în online, că el este accesat, că el este urmărit. Comunicații de presă, iarăși se referă la presa din același teritoriu sau din aceeași nișă, marketing prin articole, de exemplu, ai lansat un nou, nu știu, sau ai adus, să zicem, în țară un nou tip de boabe, atunci tu dai un comunicat în presă și spui că, uite, boabele astea cele mai faine din lume, acum sunt și la Venthouse, da? Semnale sociale, ce vă spuneam mai înainte, că trebuie să existe like-uri, distribuiri pe social media, anunțuri, de obicei aceste anunțuri sunt pe site-urile de publicitate, și în Republica Moldova este foarte popular site-ul 999.media, da?
Și în România sunt foarte multe site-uri de anunțuri pe care tu periodic poți să-ți publici anunțuri în legătură cu anumite categorii de pe site sau subcategorii de pe site sau cu produsele vedete pe care le ai tu, da? Și asta tot o să aducă niște semnale motorului de căutare cu uite, pe online este foarte mult conținut care faci trimitere către site-ul ăsta eventhouse.media. Da? Articole de autor și guest post. Uite, hai să zicem eu ca SEO-LT cunosc domeniul ăsta, da? Atunci eu aș putea să ofer un articol, să-l scriu, nu știu, pe agora.media sau pe un site oarecare de știri sau de nișă, de marketing, despre care sunt tendințele în SEO în 2022 sau deja dacă suntem în septembrie, aș putea scrie un articol despre SEO, cum va fi SEO în 2023, da? Sau dacă eu tot știu despre cuvinte cheie foarte multe, da? Cum spuneam eu, rețetii clătite, aș putea să ofer statistici la știri.media, da? Aș putea să ofer statistici cele mai căutate rețete ale lunii septembrie, da? Oamenii sunt curioși să citească curiozități de tipul ăsta, care conțin topuri, care conțin cifre, iar eu, în schimb, pot să spun că, ok, eu vă dau acest conținut, dar voi, la final, puneți un link și către site-ul SEO-LT, da, pentru că eu am contribuit cu conținut. Doar asta, de asta am nevoie de la voi, dar eu vă ofer întregul articol, eventual, da? Sau vă ofer datele de care aveți nevoie. E cumva, e win-win, da? Și eu câștig pe partea asta de SEO, deci brandul meu sau site-ul meu este menționat în presă, și am un link spre site, backlink, asta se numește, da, linkurile care vin de pe alte site-uri, și ei câștigă pentru că au un conținut foarte interesant pe site. Am lucrat în direcția asta, nu știu, cele mai vizionate filme, cele mai căutate cuvinte ale anului 2022, da? Sau, în general, statistici de la client sau de pe nișă, despre online, în general, în ce direcție se mișcă online-ul, cum s-a schimbat, de exemplu, comportamentul de consum în perioada pandemică, da, în perioada de război, iarăși aș putea să vin cu diverse comunicații de presă. Deci tot ce se face pentru PR în afara site-ului se referă la partea asta de off-page. Dacă sunt întrebări aici. On page. Este eu mă asigur conținutul meu este perfect. Funcționează și atinge obiectivul, da? Place în primul rând oamenilor. Și off page, eu mă asigur conținutul meu este popular, este văzut, este apreciat. Și motoarele de căutare deocamdată nu este o soluție mai bună decât partea asta de linkuri, ca să se asigure că tu ai relevanță pe piață. Ele merg mână în mână, una fără alta nu poate exista, adică dacă eu fac partea doar de on page, adică site-ul meu se încarcă super rapid, aici sunt cuvinte cheie, descrieri la produse. Filtrele toate sunt foarte bine stabilite, funcționează de minune, da? Există linkuri care unesc produsele între ele, există descrieri de produs, există un blog pe site. Există un blog pe site? Nu există un blog. Minunat ar fi să existe și un blog pe site pentru că acolo se creează conținut nou. Se creează conținut cu aceleași cuvinte cheie, da? De exemplu, eu ca pe blogul site-ului ăsta aș scrie că aș începe să fac, nu știu, poate și rețetistică, să dau rețete de biscuiți care merg împreună cu cafea sau cum să alegi un aparat de cafea care să țin 5 ani sau care să-ți placă mult timp de acum încolo, da? Ai putea să mergi pe partea creativă, pe blog, mă rog, nu știu, poezii, nu știu, că e legat de cafea, da, creație, cafea,
inspirație și așa mai departe. Și de acolo, din text, poți să pui link-uri și către produsele tale. De ce asta este important? Pentru că pe partea asta de on-page, eu nu am pus aici, dar ea este valabilă, conținutul cât mai fresh, cât mai nou, cât mai actual, cât mai des actualizat. Deci dacă tu faci schimbări periodice pe site, asta este foarte bine pentru motorul de căutare. Și atunci când tu adaugi, de exemplu, o dată pe săptămână cu un articol nou pe blog, asta vine în semnal puternic pentru motorul de căutare că la acest site se lucrează. Deci lucrurile nu sunt statice, dar cumva site-ul evoluează. Bun. În continuare să vorbim un pic despre job-ul ăsta. Deci el constă din partea tehnică, tot ce ține de cod. Da, vă spuneam că meta etichetele astea titlul și descrierea, meta descrierea, da, ele trebuie de fapt să fie instalate în codul sursa site-ului. Și atunci tu trebuie un pic, măcar să, ăsta e titlul, da, și el o să apară acolo în Google. Tu trebuie măcar un pic câteva elemente de astea de bază, HTML din cod, să le cunoști. Dacă vorbim de viteza de încărcare a site-ului, iarăși acolo codul trebuie comprimat. Practic să nu existe spațiile astea goale între liniile de cod care există, da? El tot să fie într-o singură linie, de sus până jos, se economisește spațiu și site-ul se încarcă mai rapid. Partea de pe pagină, ne-am clarificat ce înseamnă asta, contentul cât mai bun și textele cât mai bune și produsele cât mai bine prezentate, da? Și în afara paginii ne-am clarificat ce înseamnă asta. Comunicații de presă, articole în presă, da? Articole de autor, în afară de asta, chiar și brandul meu să fie menționat fără link spre site, asta tot dă bine. Cumva dacă brandul Vent House este menționat de multe ori pe online, da? Asta iarăși dă bine, înseamnă că el este un brand popular. Așa, aici e o întrebare interesantă. De ce, de exemplu, Coca-Cola ranchează sus în rezultatele căutărilor? Pentru că, by default, da, Coca-Cola este un brand destul de popular, de exemplu, și el partea asta de în afara paginii o are foarte bine pus la punct, pentru că foarte mulți oameni, de fapt, se referă la acest brand. Și atunci nu, Coca-Cola nu este în topul rezultatelor căutărilor pentru că este brand super mare, dar pentru că are autoritate pe partea de off-page SEO. În continuare, ce mai trebuie să știe specialistul SEO? Trebuie să aibă abilități analitice, da, să poți analiza un pic cifrele, să-ți dai seama care sunt cele mai căutare de cuvinte cheie, de exemplu. Aici, dacă eu dau click, da, văd în jos o serie de cuvinte cheie. Eu cumva trebuie să fac ordine în capul meu și într-un Excel pe aceste cuvinte cheie, să-mi dau seama care, pe care eu trebuie să le folosesc într-o pagină. De exemplu, dacă am acest articol, da, ce cuvinte cheie ar trebui să folosesc în acest articol, de câte ori care trebuie folosite cu preponderență și chiar și, de exemplu, în adresa URL, da? Aici, apropo, aici în adresa URL tot pot spun cuvinte cheie. Trebuie să spun cuvinte cheie. În text, da? Noțiuni de IT, tocmai v-am arătat că codul HTML trebuie cunoscut un pic. Termen limită, deci cumva trebuie să ai, normal că îți pui niște obiective, țetezi niște obiective, strategia ta de SEO și trebuie să ții de treabă. Crearea contentului, vă spuneam că Google iubește foarte mult textul, da? Textul integrat frumos cu cuvintele cheie potrivite, da? Dar pe lângă content, apropo, la Google îi place foarte mult ca pe fiecare pagina site-ului să existe măcar un element multimedia, adică o imagine, dar și mai bine ar fi să fie un video,
video să fie încărcat de pe YouTube ca să nu încarce site-ul foarte mult și el se încarce mai greu. Per general, da? Și relaționează, este partea asta în care tu trebuie să ai un fel de șarm ca să poți conlucra și cu site-urile de știri, și cu site-urile de nișă, și cu site-urile, nu știu, de expoziții din zona ta, da? Tu cumva să te faci plăcut pe online, să relaționezi cu oamenii, ca să obții aceste link-uri de care tu ai foarte mare nevoie, de fapt. Sau, de exemplu, link-uri de niși care sunt complementare. De exemplu, ăștia de la Vent House ar putea să facă un parteneriat cu cineva care vinde, nu știu, biscuiți, da, cum spuneam. Și respectiv la parteneri să existe... parteneri, să existe un link spre partenerii lor și viceversa, da? La fel, expertul SEO creează strategii de marketing, da? Merg după obiectivele SMART, adică specific, măsurabil, achievable, ușor de obținut, da? SMART, am uitat. Râște, ok, time reliable și rânuță în minte. Planifică. Își planifică, de exemplu, care e faza cu SEO? Sau care e partea urâtă? Că până acum am spus doar părți frumoase. Partea urâtă în SEO este că rezultatele se văd în minimum 6 luni de zile. Deci și cumva, de exemplu, dacă eu m-am apucat să optimizez site-ul unui client, da, ca să-l aduc în top, și spun, ok, hai, tu mi-ai dat bani și peste 6 luni de zile ne vedem cu rezultate. Normal că omul ăla nu o să fie de acord, da? Ea trebuie să stabilez niște obiective preliminare, cumva, la jumătatea drumului, după o lună, să-i pot arăta niște rezultate sau niște bifi, da? La 3 luni și așa mai departe. Oferă soluții pentru diverse situații, de exemplu, partea asta cu... Vă spuneam eu vouă că poți schimbi adresa URL și să-ți creezi o eroare de tip 404, da? Toate astea pot fi gestionate în mai multe feluri. Asta nu este ok, că eu am pus orice cod aici și oricum mi s-a deschis ceva. Deci asta nu este ok, asta e un 404 fals. Deci eu pot veni cu soluții adaptați la site-ul ăsta în situația lui, cum ar trebui el să gestioneze problema asta cu eroarea, da? Metrici SEO, deci există metrici după care eu stabilesc, eu am nevoie de un link, de exemplu, de pe știri.media sau am nevoie de un link de pe agora.media, da? Eu trebuie să știu care dintre ei este mai valoros din punct de vedere a motorului de căutare. Analize de nișă, eu analizez cuvintele mele cheie, ce cuvinte cheie folosesc concurenții, da? Unde aș putea eu să mă clasez în rezultatele căutărilor în nișa dată? De exemplu, dacă este o nișă foarte competitivă, nu știu, hai să zicem telefon sau iPhone. Ah, care a apărut? 14. Da? Probabil că asta este o nișă foarte competitivă dacă eu apar chiar și iPhone 14 Chișinău, da? Oricum, probabil că este foarte competitiv și atunci eu, dacă vreau să ajung deasupra lui Darwin, eu am de investit timp și bani în acest proces, da? Când spun bani, mă refer la partea de care noi am vorbit tehnică, dar mă refer și la faptul că aceste știri care apar în presă, ele pot fi și cumpărate, da? Diverse articole pe care eu vreau să le public, nu știu, pe... site, ce mai este, da? Pe am idee, da? Trebuie să plătesc bani pentru asta. Asistența IT-ului, iarăși, dacă tu doar programatorul să spui că acest lucru, da, pe care eu l-am depistat că asta este un 44 care nu arată ca un 44 și cum îți deschide pagina random de pe site, da? Eu trebuie să explic exact ce are el de făcut la modul tehnic, el pe mine să mă înțeleagă și să îndeplinească sarcina. Măsurări, da, vă spuneam că periodic trebuie să măsori rezultatele.
De exemplu, faptul că Darwin este aici, câți clicuri a adus luna asta din rezultatele căutărilor, da? Cum pot crește numărul ăsta de clicuri, cum pot crește rata de click. De exemplu, ce ar trebui să scriu aici în titlu, că am mai des să dea click, da? De exemplu, poate aș face referire la, nu știu, când apare, văd că ăsta e un articol, ăsta e o precomandă, da? El încă nu, eu știu că el a apărut. Da, da, zicem enter lare. Măsurări. Clicuri, vânzări din SEO, da? Poziționări pe cuvinte chei, poziția mediei pe cuvintele mele chei, implementări pe site, da? Nu doar vorbim despre SEO, dar facem SEO la modul direct pe site, optimizări, iarăși. Însăși, noțiunea de SEO înseamnă optimizarea, adică tu faci ca lucrurile se miște mai rapid, mai bine, mai optim. Mai bine, optim, nu are grad de comparație, dar să presupunem. Deci, succesul în SEO ar însemna vânzări, da? Să crească numărul de tranzacții, ar însemna poziționări în topul căutărilor, da? Darwin, pe cuvinte cheie, enter. Asta este un articol, dar asta, apropo, articol apare pentru că iPhone 14 este relativ nou, da? E că aici deja nu mai apar articole la iPhone 13 pentru că apare efectiv produs, da? Poziționări și pe harta Google, apropo, asta tot înseamnă SEO, da? Și acolo poți să lucrezi la asta. Insuccesul sau provocările care ar fi ale jobului este faptul că este într-adevăr foarte multă informație de procesat, de înțeles și de ținut cumva în minte. E și mult de lucru, da? În general, cumva pot să spui că munca asta expertului SEO niciodată nu se termină. Și partea a doua monedei este sunt deja 2 săptămâni de când ați semnat cu voi contractul, de ce nu sunt în top încă, da? Vă spuneam că în SEO rezultatele apar în circa 6 luni de zile, dar de obicei antreprenorii sau posesorii site-urilor nu au atâta răbdare încât să aștepte după noi. Salariul anual la nivel global este unul destul de competitiv, da? Normal că în Republica Moldova nu ne permitem așa cifre. Nici în România, dar la nivel global sau dacă se lucrează cu piața americană, cu piața europeană și așa mai departe, deci dacă știi engleza, este un avantaj enorm. Și aici eu vă recomand câteva surse din care voi puteți să învățați singur SEO, da? Asta este blogul cumva a reprezentanților Google. De la Webmaster Console, da? După asta vine o sursă în engleză foarte bună, după asta vine canalul lor de YouTube, după asta mai vine o sursă în engleză, un blogger foarte cunoscut și mai vine iarăși un blog foarte cunoscut. În română eu v-am recomandat câteva ghiduri de ale noastre, eventual, dacă voi doriți să învățați mai mult, pe SEO, pe cont propriu, eu aici am lăsat e-mailul meu de contact, da, alina.rosolite.com. Eu pot să vă trimit diverse ghiduri dacă aveți nevoie. La urmă, desigur că eu trebuie să-mi fac o lecție de publicitate. Noi din 26 septembrie începem un curs nou, partea asta de SEO, el o să țină 2 luni de zile, o să aibă 24 de lecții, da? O să învățăm exact cum se face SEO, care este esența, cum se lucrează pe site, cum se face SEO pentru WordPress, cum se face SEO în afara paginii corect, cum să alegi sursele pe care să le publici, cum să le înțelegi, cum să le citești, da? După asta o să învățăm despre rezultatele din SEO, cum folosești instrumentele astea de măsurare rezultatelor analitic, Search Console este o consolă în care tu comunici chiar cu Google, da?
O să învățăm și partea tehnică, partea avansată. O să învățăm cum să facem un audit, deci strategia și așa mai departe. Cumva vă dau un cadru general, vă explic logica de SEO. Vă învăț cum stabiliți cuvintele cheie, unde vă uitați, care este volumul de căutare, cum depistați ce fac concurenții pe partea asta de cuvinte cheie sau pe partea de SEO, cum depistați care sunt link-urile, de exemplu Darwin, da? Aș vrea să văd cum el a ajuns pe iPhone 14 primul în Google. Deci eu pot să restabilesc pașii pe care eu i-au făcut ca să ajung aici în topuri, da? Ce lucru este mult, este interesant, se folosesc instrumente foarte multe, da? În echipă de obicei ar trebui să fie și copywriter. Dacă aveți voi talent, faceți și partea asta de scriere a textelor foarte bine. Logica voastră trebuie să fie cumva și, sau mai bine gândire zis, trebuie să fie un pic și matematică, adică lucrați cu cifre mult, da? Cu formule în Excel, eu vă le dau pe astea de bază cumva. Filtre în Excel, deci nu zic că e un Excel avansat, e un Excel de nivel mediu mic, da? De la mediu spre mic. Și gândirea asta pe partea de literatură, de limba română, pentru că lucrăm cu texte, cu cuvinte cheie, deci așa e un amalgam dintre elevii ăștia care la școală nu știau sigur dacă îi place română sau matematică sau îi plăceau ambele, da? Cam asta înseamnă SEO. Cumva învățăm și partea tehnică a lucrurilor, și partea interesantă, și partea curioasă. În general, SEO e un domeniu curios din punct de vedere că deci, ca, de exemplu, ca Darwin să ajungă pe iPhone 14 în topurile căutărilor, noi știm lucrurile de bază care trebuie făcute, cuvinte cheie, imagini, videouri, da, optimizarea adresei URL, optimizarea cuvinte cheie, etc., etc. Unele dintre astea ne-au fost expuse expres de către motorul de căutare, deci au venit comunicații publice în care au spus, ok, dacă o să aveți URL-uri, adresurile mai scurte, da? Care nu o să fie lungi, da? multe cuvinte cheie, dar o să fie mai scurte, da? O să vă clasați mai sus în rezultatele căutărilor. Dacă site-ul vostru o să se încarce rapid, iarăși o să vă clasați mai sus în rezultatele căutărilor. Dar sunt lucruri pe care ei le ascund pentru că nu vor tot algoritmul lor, deci nimeni nu știe până la urmă de ce anume Darwin apare primul pe iPhone 14, nu știe toate elementele, pentru că o parte din algoritmul motorului de căutare, el rămâne ascuns, motorul de căutare nu vrea să-l expună, da? Cumva asta lor le spare un fair play în care o parte din algoritm este secret. Și atunci noi, ca experți în SEO, noi testăm marea cu deget și vedem dacă ceea ce noi intuim despre algoritmul motorului sunt lucruri corecte sau sunt lucruri false. Da? Și aici este și partea asta de joc. Tu, practic, uneori testezi și vezi la ce rezultate ajungi dacă încerci o strategie sau alta de lucru. Dar asta e și partea interesantă, că este destul de greu să dai garanție că, uite, site-ul tău ăsta poți fi în top 3 ani de zile și el de acolo n-o să scadă niciodată, da? Pentru că nimeni nu știe, sau doar oamenii care sunt angajați la Google știu până la capăt algoritmul, din ce constă algoritmul. Ce voiam să vă mai zic? La partea asta de curs SEO, eu sunt bună ca să vă explic logica, da? Eu având 7 ani în domeniul ăsta, conducând o agenție, eu nu fac zi de zi SEO, să zic. Eu mai mult gestionez echipa, am înțeles foarte bine bazele, comunic, ședințe, etc.
Da, deci eu pot să vă învăț partea de logică în direcția asta SEO, că lucrurile să meargă bine. Pe partea tehnică, eu am o colegă care este șefa departamentului de SEO la SEOLT, are un background de IT, are 2 ani și jumătate în companie, a gestionat 33 de proiecte, a crescut 6 persoane în echipa de SEO, da, a fost mentoră. Ea vine cu materiale din practică, cu formule de lucru, cu exemple. Vă arată, de exemplu, cum să faceți un audit SEO al site-ului. Adică, cum v-am arătat eu un piculeț, un piculeț doar aici. De exemplu, când am intrat pe site-ul ăsta și m-am spus, nu știu, că descrierile tehnici n-ar trebui să fie, sau specificații n-ar trebui să fie cu subliniate, pentru că asta nu este corect din punct de vedere a experienței utilizatorului. Da? De exemplu, că pagina asta amestecătoare de lemn are foarte puțin conținut și nu este foarte valoroasă din punct de vedere a motorului de căutare. Da? Dacă mă mai uit în cod, mai depistez niște erori sau am depistat că, mă rog, codul nu este optimizat, nu este comprimat. Da? Și tot așa, categorii sub categorii, deci toate astea iau să vă înveți cum să le faceți. Cam atâta din partea mea. Dacă voi aveți întrebări, avem exact 7 minute. De câte ori săptămână? La ora 5 seara, de 3 ori pe săptămână, vor dărea câte o oră. Este clar plus minus, eu am vorbit prea repede, prea încet, prea mult, prea puțin. Da, dar de achitare, nu știu, oricare, cred. Mă rog. Transfer bancar. Bitcoin, nu. Exerciții dintre astea ca să intrăm pe un site să depistăm ce nu este în regulă, asta o să le facem periodic. Cred că sunt foarte interesante. Oricum, noi avem și canalul public de YouTube pe care noi putem să... care puteți vedeți prezentări mai vechi, prezentări pe partea de copywriting, prezentări pe partea de SEO. Există blogul care este foarte plin de informații, da? Există ghiduri pe script. Și vă spuneam că există și e-mailul meu pe care eu, dacă îmi scrieți, dacă îmi dați un mesaj, eu pot să vă dau mai multe informații pe subiectul ăsta, absolut gratuit. În general, domeniul ăsta, tu ai nevoie cumva cineva să-ți spună bazele, da? Să-ți învețe logica. Bun simțul ăsta de care ziceam în SEO și după asta tu poți să citești, poți să te informești singur, poți să afli. Ai nevoie de bază, de structură, de carcasă pe care să construiești, pentru că informația este mult pe online și nu toată este adevărată, da? Asta e 1, 2, există partea de grey hat SEO în care tu metodele astea bune, de care eu vă ziceam că motorul de căutare a spus că site-ul trebuie să încarce rapid, că site-ul trebuie să conțină text informativ, că site-ul trebuie gândit pentru oameni, da? Că link-urile trebuie să fie scurte, că pe fiecare pagină a site-ului trebuie să existe câte o imagine sau câte un element multimedia, un video, da? Astea se numesc white hat SEO, adică tu joci exact după regulile Google. Google a spus stânga, dreapta, împrejur, da? Tu exact așa ai făcut. După care există partea de grey hat SEO, pe lângă toate astea pe care tu le faci pe site, mai faci și cumpărare de linkuri, pentru că noi știm foarte clar ca expert SEO că asta chiar funcționează. Da? Asta este grey hat SEO, când tu un pic încerci să păcălești motorul de căutare. Ședința o să fie înregistrată, Aurelia. Și eu îl dau video, da.
Și există partea de Black Hat SEO în care tu pur și simplu încerci să păcălești motorul de căutare și toate tehnicile pe care tu le folosești sunt de fapt de păcălire. Astea funcționează foarte bine, te aduc foarte repede în top, dar la fel de repede tu ești penalizat și site-ul tău ajunge să nu apară deloc în motor, în rezultatele motorului de căutare. Da? Deci există penalizare din partea motorului de căutare când... dar noi deja am finalizat. Eu o să vă dau înregistrarea. Practic, finalizăm. Deci, spuneam că există Black Hat SEO, care înseamnă că, de fapt, tu minți motorul de căutare și ajungi foarte repede în topuri, dar la fel de repede tu zbori de acolo, practic motorul de căutare și rezervă dreptul să te elimini din rezultatele căutărilor, să nu te afișeze, deci el este o companie privată, nu este statul, da? Nu este guvernul, ca să ofere la toți șanse egale, dacă tu i-ai încălcat regulamentul pe care el îl ține în formă publică, da? Atunci asumă-ți consecințele și poți obții penalitate atât ca site, cât și ca entitate, cât și ca persoană fizică. Da? De exemplu, dacă eu ca Alina Hasnaș am făcut de multe ori Black Hat SEO, da, am foarte multe site-uri în care pe mine motorul de căutare m-a depistat că eu am cumpărat link-uri, dar cum depistează? Depistează site-urile care sunt spam, de exemplu, site-urile foarte spammy, da, conținut spammy, apar foarte multe link-uri spre site-ul meu, să zicem. Sau cineva poate să mă denunță că eu am cumpărat link-uri, da? De obicei, dacă site-ul meu a fost penalizat, ca el să fie scos, ca să fie scos penalitatea, eu trebuie să-i spun exact ce am făcut. Și motorul de căutare înregistrează de unde am cumpărat eu link-urile, cu câți bani, da, strânge baza, strânge informațiile pe care le are, după asta poate să le aplice la restul site-urilor, da? Și așa depistează ei că eu... am făcut Black Hat SEO. Bine, există foarte multe instrumente de depistare și la ei, vă dați seama, există și echipa de oameni care chiar manual, periodic, verific site-urile, deci pe lângă algoritmii ăștia care, de fapt, ei sunt robotizați, da, acolo tot este tehnic, există și partea asta de manual, când periodic, analiști Google, intră pe site-uri și verifică dacă ele își merită topurile pe care le obțin. Astea fiind spuse, văd că s-a făcut ora noastră de despărțire. Cine o să aibă nevoie, v-am spus Alina Ronsiolite și eu vă ofer mai multe informații, nu știu, eventual înregistrarea video acestei ședințe de astăzi și alte informații. Vă mulțumesc frumos de prezență! Papa. Papa, și mai mulțumim. Drag. Papa.